În ceea ce privește starea de sănătate a artistului, sora acestuia dezvăluie faptul că nu-l știa cu probleme grave. Ca fiecare cu tensiunea, ca fiecare om, acum nu suntem sănătoși toți, deci nu știam să fie grav în situația asta. Părerea mea este că la clinica aceea el nu trebuia să meargă acolo. Mie nu mi-a spus că urmează să meargă la clinică, mi-a spus că merge în stațiune, dar nu a specificat unde, merge să se odihnească. Dimineața pe la 7-8 m-a sunat un nepot și mi-a spus, tușă, vino că lui Petre îi e rău. Mă panichez, nici nu știu cum a fost în momentul acela, că nici acum nu sunt în stare chiar să vorbesc coerent. L-am sunat pe soț și i-am spus să mergem că Petrică e rău și e la spitalul din Reșița. Atunci am aflat că el a fost la clinica respectivă să se trateze. L-au băgat la o procedură fără, cred, să îl mai controleze nici la acte, nici la nimic. Au spus că a fost un test, dar cum să bagi un om până nu te uiți pe acte să vezi dacă este cardiac sau dacă are ceva. De la procedura asta, ce a făcut-o, cred că i s-a întâmplat lui că a făcut hemoragie internă. A fost, cred că, o greșeală acolo. O să descoperim pentru că au preluat procurorii cazul. Nu am făcut noi plângere sau ceva, s-au sesizat. Pentru el nu mai putem face nimic, dar cel puțin pentru oamenii care mai sunt să nu mai pățească. Efortul acela ce l-a făcut acolo, valva lui fiind bolnavă, eu asta cred. Acolo în spital au fost 2 ore, deci ce s-a chinuit în alea 2 ore, cred că a făcut atac de panică, nu-mi dau seama. De atunci i-a scăzut tensiunea, toate i-au scăzut și asta a fost istoria. L-au băgat la terapie intensivă și gata, într-o oră a fost mort. A povestit cu ochii în lacrimi sora regretatului interpret. Mesajul pe care membrii ansamblului Maria Tănase l-au avut în memoria colegului lor a fost următorul. Privim în urmă și vedem anii petrecuți împreună, toți frumoși și plini de succes. De acum ne va rămâne cântecul tău care va dăinui veșnic. Rămas bun, maestre, noi te vom prețui veșnic. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.